În Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi, ni se redă un eveniment care s-a petrecut într-o sinagogă, atunci când el a început să citească din cartea profetului Isaia. Și, sigur, nu cred că întâmplător s-a petrecut asta la Iisus, ci așa trebuia să fie. A deschis cartea tocmai unde scria: Duhul Domnului este asupra mea. Și apoi spune: de aceea m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor, să-i vindec pe cei cu inima zdrobită și așa mai departe, cum am ascultat în Evanghelie. Și aș vrea să mă opresc doar la începutul lecturii lui Iisus. Duhul Domnului este asupra mea. Duhul Domnului. Doar Iisus este acela care poate să spună întru totul și fără să greșească faptul că Duhul Domnului este asupra sa, El care este Dumnezeu. Oare asupra noastră care Duh este? Știm că l-am primit pe Duhul Sfânt și la botez și în mod deplin la mir, dar oare putem spune și noi aceste cuvinte, că Duhul Domnului este asupra mea, asupra ta, asupra dumneavoastră? Oare care sunt acele duhuri de care ne lăsăm noi influențați în deciziile pe care le luăm în viața de zi cu zi? Oare să fie doar Duhul Domnului sau mai sunt și duhurile lumii? De multe ori ne place să ascultăm de Duhul lumii și poate greșim dacă ne rugăm în felul acesta și spunem că Duhul Sfânt, Duhul Domnului este asupra noastră, atunci când alegem greșit, când alegem contrar legii lui Dumnezeu. Ascultând acest fragment, să-i cerem lui Iisus harul de a ne bucura de prezența Duhului Sfânt și de inspirația sa la orice pas în viața noastră. Iar dacă cumva inimile noastre sunt zdrobite, așa cum am ascultat despre promisiunea lui Iisus, Iisus vrea să ne vindece. Iisus a venit să-i vindece pe cei cu inima zdrobită. Dacă Duhul Lumii ne mai zdrobește așa din când în când, Iisus este în stare să ne vindece. Așadar, să cerem lui Iisus harul de a ne ajuta să-L simțim mereu pe Duhul Sfânt în viața noastră și să ne conformăm viața insuflărilor sale. Lăudat să fie Iisus Hristos!